Hello, salut! Așa cum v-am promis cu ceva timp în urmă, astăzi am revenit cu un nou tutorial în care am să vă arăt cum să vă aplicați extensiile clip-on. Eu folosesc extensii de la Oscar, sunt din gama de lux și au 50 de centimetri. Așa mi-au venit ambalate, sunt super ușor de transportat în această cutie. Așa arată extensiile, momentan sunt puțin ondulate, iar în interiorul cutiei ce mi se pare mie super mișto este că aveți și instrucțiuni de spălare, cum să le îngrijiți și ce nu se recomandă să faceți cu ele. Aici scrie că nu este recomandat să le vopsiți, eu le-am vopsit și vreau să zic că nu au absolut nimic, le-am vopsit ca să fie exact nuanța părului meu. Și acum să începem. O să vă explic pe scurt procedeul. Tot ce trebuie să faci este să vă secționați partea din spate a părului de jos în sus. Eu de obicei aplic o extensie cu două agrafe jos, urmează una cu trei agrafe, încă una cu trei, cu patru în zona aceasta, iar sus de tot în față, pentru că am destul de scurt bretonul, îmi aplic aici, în zona aceasta, o extensie cu două agrafe, încă una cu două agrafe, iar aici sus una, una, una și încă una. O să mă întorc cu spatele la voi ca să vă arăt exact ceea ce aveți de făcut. Acesta este rezultatul final, eu zic că arată destul de bine, nu se vede diferență între părul meu și extensii, tocmai datorită faptului că extensiile sunt super calitative și sunt foarte moi. Voiam să vă spun că în zilele următoare am să postez un nou tutorial în care vă învăț cum să realizați aceste bucle lejere. Sper că v-a plăcut clipul meu și dacă aveți întrebări, nu ezitați să-mi scrieți în privat.